L-am găsit. Hai să mergem. În mare parte, BMW-ul acela, dacă este, să zicem, de la... Cât să zic... Ouleu, nu așa. Așa. Dacă mașina este 3500 în shop, ar fi un risc să o luăm. Dar e posibil să scoatem un profit de 500.000, ceea ce e destul de bine. E peste 10% din prețul ei, deci e foarte bine. Dacă mașina costă 4.000, e mult mai bine. Dacă costă 5.000, deja facem profit super ok pe mașină. Sau nu neapărat foarte mare, dar foarte repede, pentru că ar fi un preț ok. Unde avem noi remorș dube clasa A, clasa B, clasa C? Clasa C ne interesează și hai să deschid eu pozele alea. Gata, deci BMW-ul este 8.500 acolo. Suntem la BMW. Nu te cred. Ăsta e E34. E34 fără, deci fără jante. Mașina ceea ce avea, avea suspensii sport, zicea băiatul, spoilerul, folii și jante. Doar jantele sunt 5.000, adică valoarea mașinii ăla e undeva la 12.000. Dar dilema este că 3.500 ăsta, cât voia băiatul ăla de avea mașina mai? 6.000. 6.000, dar are aceleași jante. Și mai e ăla la tur, care am zis că nu-i fac poză la nu știu cât voia. Deci fii atent că mașina asta e 5.500 de fabrică. Putem să o luăm pe aia și să o punem... Nu putem să o punem mult, că mai e unul acolo care are motor. Dar tot putem face niște bănuți pe ea. Mă gândesc cum 2.000 ai noștri, eu zic că tot putem să facem, știi? Eu trebuie asta. Mamă. Da, 30.000, ok. Haideți să verificăm noi, dar da, cam asta ar fi cea mai bună variantă. Dacia Logan, acolo se vine cu 3.500, ea e 2.500, nu ne avantajează. Și aș vrea să merg eu acum la Golf. Aveam 3 Golfuri. Până atunci ne mai uităm. Asta e 2.500, voia pe el destul de mult. Bine arătat, destul de bine, mai ales și cu jantele acolo. Asta iar e un model foarte frumos. Ochii de cal, ăsta bot de cal. Și acum, mamă, Range Rover Sport. Ah, ok, garsoniera asta pe roți, e imensă. Gata, uite, avem Volkswagen. Deci noi acolo avem un Golf 5, care era la 3700 și zicea că are motor de level 1. La 3700 și mașina e 3500 de fabrică, dar are culoarea urâtă, ceea ce ar trebui să-i schimb culoarea. Și mai era încă unul la 8500 care zice că are motor, turbină, full tuning, geamuri, fumuri, o culoare crom la 8500, adică cu încă 5000 peste prețul normal. Și după care aveam un Golf 4 la prețul de 10.000, avea tot exteriorul făcut, mai puțin jante. După care mai avem și un Golf 2, dacă nu mă înșel, la 4.500, zice full motor, turbină, are an por bagaj, 10 telefoane gratis. Asta scrie. La 4.500, care mașina este 1.000. I-a schimbat și jantele, pentru că... Stai, nu, ăsta e Golf 3. Golf 2, nu i-a schimbat, mamă, 900, nu. Deci cea mai bună afacere a noastră este să mergem să luăm BMW-ul ăla, fără să mai clipim, fără să ne mai gândim. Asta ar fi cea mai bună afacere a noastră pe care putem să o facem azi. Și din păcate cred că putem câștiga maxim ce am pierdut când am leșinat. Dacă aveam banii aia 2000, era bine. Puteam să-i mai ținem de o șpârlă, de ceva. Dar așa i-am cam pierdut. Bine, n-avea cine să mă aștepte dimineața acum la ora asta. Cu un revive, cu orice. Hai să mergem să cumpărăm acolo și o punem, bine, o punem tot înapoi. Dar o să o punem undeva la 10.500, o forțăm și vedem. Eu zic că e un preț bun. 10.500 pentru că... Nu, 10... Ah, hai da, 10.500. De ce zic că e un preț corect? Pentru că dacă i-ai pus doar jantele, ai prețul acela. Dacă îți dorești mașina aia cu jantele alea, opa, te ajunge 10.500, fix banii ăștia. Pe când dacă mai pui și folii, mai dai pe ele 500, deci ajungi la 11.000. Și dacă mai pui și spiller, cum a zis băiatul, ajungi, cred că, la 12.000. Deci e mai ieftin cu 1.500. Eu zic că e ok, trebuie să țin cont și de asta, mai ales la mașinile astea mai ieftine, pentru că automat o va cumpăra cineva care
mă gândesc că e la început, nu știu. Sau poate cineva care își dorește modelul ăla așa, dar că ne avem multe modificări pe el, na. De-aia nu putem să urcăm prețul prea mult sau să facem noi ceva. Uți. Dar oare mai merge stat? Nu, astea sunt ale mele. Da, mi-a dat și mie orice aici ca să pot să fac jobulețe. Da, a, dispare singur. Și o să facem niște jobulețe, cât se vinde mașina asta aici, o lăsăm în parc. Ca să mai facem niște bani, trebuie să recuperez ăștia 2000 de am pierdut pe jos. Trebuie să-mi cumpăr un telefon. Mai multe, mi-aș dori să pun și niște jante pe mașina asta. Pe asta vedeți că o alerg puțin. Avem 31 de kilometri. Mă duc să o parcheze pe asta la garaj. Opa. Cel mai bine, ca să o cumpăr pe aia. De fapt, stai că mi-o bag în garaj pe aia automat, nu unde o să merg cu ea. Ia uite-le acum, ne așteaptă aici. Oare au mai avut și noi? Nu. În ce bani se dă asta? Stai că o las aici așa. Eu nu m-am uitat la BMW-ul ăla din spate. Bă, mai multe mașini. Nu era, eu nu vedeam Touaregul ăsta, nu vedeam nici Golf-ul ăla. Fii atent că văd mai multe, 8200. Nu m-am uitat la așa ceva. Avem mai multe mașinuțe, astea două nu erau aici. Bine, Dacia, i-am văzut prețul, n-are răsumit. În Golf-ul ăsta iau-te-l, fără jante. 6500. Ăsta știm că e vreo 2000. Ce putul pe ăsta, cum e făcut? 7500. Body. Ia fii atent aici. Body kit. Cauciucuri slick, poli, jante, culoare, faruri negre. Da? Ia, uite-l pe ăsta aici. 38.000. Opa. Da, mă, uite, ne-au mai apărut mașini. Că parcă nu erau toate astea. Pe partea asta erau, aici erau. Ăsta, BMW-ul ăsta din spate vreau să-l vreau. Uite, ăsta ne dă nouă târgu peste cap. E 14.000 și are turbină, frâne. Și atât. În rest are ce are și alalt. Ce grilă e? Cromata standard. Cu ce grilă e, mă, forțosule? Cromata standard. Ori, nu știu, uite-l pe ăsta, arată destul de bine. Cât vrea nebunul? 14.000 km puțin motorule, vă 3 furnele, vă 2, băie, e frumoasă. Sincer, mă, e frumoasă tare mașina asta, am avut-o și o data trecută. Pasta? Da, cred că pasta mi-o luasem și eu. O luasem așa, ca chestie, că avem bani. Acum, na, nu mai avem. X. Da, doresc. Bun, hai să... Mamă, tu de unde ai părut, mă, făt frumos? Ia. Cât vrei? 3.000. Și el era 2.000, nu? Trebuia să fac poze la astea. Golf 3, motor 1, brake level, frumos, 14.000 de kilometri. Nebunesc. Preț bun. Uite, dispar unele, apar altele. Ciudățel. Ce se întâmplă? Haideți să mergem să-l punem înapoi direct în târg, că nu stau cu el. Uite-l pe nebunul ăsta cum parchează. Contează mașina, voi, contează șoferul. Ia, opa. Miros de mașină nouă, e mincios. Uite, s-a fumat în ea salea. E frumos. Mamă, ce-i cu ăsta? Cred că îmi dau Mercedes-ul și-l țin pe ăsta. Bă, ăsta are modificat ceva undeva. Nu, te cred. Ăsta are modificat ceva undeva, trebuie să vedem. Eu voiam să o arunc direct în târg. Dar asta nu-i mașina să o arunc direct în târg. Mamă. Unduiesc că așa merge ea standard. Nu? Parcă prea nebună. Bine, se vede că e făcut așa mai golănesc, foliile, suspensia lăsată, jantele. Adică omul a zis, bă, da, uite, așa o fac. Până trec la ceva mai bun. A zis că mi-au mașina, o las așa până fac mai mulți bani. Haideți să mergem la un garaj. Să verificăm, uite chiar unul aici aproape. Dar e parcă prea așa. Prea nervoasă. Nu mai știu cum verificam eu la mecanici direct. Îmi zisese un băiat, dar nu mai țin minte. Da. Am auzit trombon de la polițist. Problema ar fi că mi-am uitat permisul acasă. Dar, na, n-am nici casă, deci n-am nici permis. Opa!
Eu v-am zis că n-am permis. Acum, acum mă loveam, ce să fac? Ce fuge nebuna. Ia să vedem, mă, ce are, mă, engine. N-are, mă. N-are, mă, dar nu știu ce are, mă, are, are ceva pe ea. Transmisie. Ba, mă, n-are nimic, așa merge mașina asta de la... de la fabrica ei. Suspensii, ce suspensii? Mamă, ce ne-am mințit cu suspensiile, că nici măcar nu poți să le vezi, fii atent. Ne-am mințit cu suspensiile, sport. Da, nu știu. Stai așa, hai să mergem aici să vedem ce are pe vizual, body parts, aici. Are spiller la 1000. Deci 1000 e spillerul, da? Front bumper, n-avem. Mamă, 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 mamă. Iu-te, bă. Iu-te, bă. Mamă, ăsta se face frumos tare modelul ăsta. Bă, bune că... Aoleu. Cât de cât așa... Toyota Supra. Ești chiar tu. Cage. Roll cage and chassis upgrade. Ce de, adică îmi pune darea în față. Dar nu, ce să vezi de, de, de geamurile astea ordinare. Da, îi pune, îi pune roll cage. Grilă, ia, mă. Ce minciuni. Nu dă băiat, că băiat n-a zis că are grilă la altul. Vezi, asta e grilă standard, grilă ștearsă și toată crom. Ăla avea fix așa. Mințe așa la puțin. Ce să facem? Mai scoatem și noi un băr. Respray, wheels, wheels nu, plate, plate nu. Extra, ce extra ori avem? Dacă e ceva în interior, adio. E pe on. E pe on, dar nu știu ce ar putea fi. Că nu vedem. Ah, frumos numărul pe față e scos, window tint. Uite ce frumos e stoc. Vezi? Sau măcar așa, da? Bine că i-a pus pure, dar e același lucru. Nu pot, știu că îți mai rămâne uneori dacă lași acolo. Nu aș vrea să-i pun, sincer. Nu vreau să bag banii în ea. Da, deci așa e mașina. Nu, chiar are suspensii, chiar are. Uite, așa ți-o dă default. Vezi că o ridică? Da, are suspensii. Păi ce să mai, hai să... Hai să mergem să o punem la vânzare. Eu zic că mașina trage de rupe, ce să mai, 13 km are ceva în portbagaj. Trebuie să mă dau jos. Mamă, dacă găsim ceva în portbagaj, că practic nu i s-a resetat metadata, că vă care număr de kilometri, nu? Și găsești acum numai parme, numai bani, numai de-astea. Cum ar fi fost să uite. Am găsit-o pe... Hai să mergem să... Să punem la vânzărică. Deci mașina merge, n-are probleme, trage. Chiar trage prea tare pentru, pentru banii ei. E o mașină foarte distractivă. Mă refer dacă o iei cu 5500. Dar mai bine o iei de la mine cu 10500. De ce să te mint? Că ai și jante, ai și spiller, ai și poli, ai și numărul pe față scos. Ai și ce, ce mai are, mă? Mai avea ceva, dar nu puteam să vedem noi, că era pe interior, dar e beznă. Deci eu zic că merită. Chiar ai face o afacere bună să o cumperi de la mine. Nu bate în un trunc, că 14 km. Am mers cu grijă, nu s-a driftat. Nu, nimic. Haideți să vedem unde o punem. Merge un săbrici. Auto cum alunecă nebuna. Bă, dar e tare rău, chiar mișto. Nu mă așteptam să meargă așa. La banii ăștia, ce să facem? Deci trebuie să... de când, de când e motocicleta aia acolo? Nu era un Porsche? Bro, de-aia n-am văzut noi motocicleta aia. Iar era un Porsche acolo. Păi haideți să o punem... o punem și noi frumos. Bă, dar oamenii ăștia nu văd... Da, nu fac și ei frumos, mă. Băi, vezi că acolo e Mercedes, pun Mercedes acolo. Vezi că acolo e BMW, pun acolo BMW. Și tot așa. Oulă. Trebuia să scad 2-300 la preț. Mă pun aici, lângă ăsta. Frumos. El alb, eu negru. El nou, eu vechi. Gata. Dar parcă tot al meu e mai frumos, nu? Îți dai seama, încerc să-mi vând și eu produsul. Gata, ia să vedem. 10.499. Și facem, facem ceva mânăs pe mașină. Mașina
Mașina are suspensie sport? Folii? Spoiler spate? Sau eleron? Eleron scriu. Eleron și numărul... Numărul... Eleron, jante, model nou, frumos. Și punem și numărul pe față dat jos. Are 1,15 km. Gata. Ia uite ce frumos. Și ăsta are numărul scos. Am zis că poate cipesc și puțin cu asta, știi? Dar o să vedem mai târziu. Nu ne-a... gata, uite. Opa. Ia, ce zice? Numărul de pe față dat jos. Atât. Merge și așa. Mașina are suspensie sport, folie, eleron, geantă, model nou. Mai frumos decât alul ăsta. Și alul lui mai e și 2007-2008. Sau mai știu cât e. Au, ce frumos este alea. Trebuia să o spun și înainte. Fii-mi iar banii de râs că mai am cât mai am. Stai că n-am nici telefonul, pot să verific. Trebuie să merg la bancă. Prea e viața când e sărac. Mamă, încă un range. Stai puțin că pe ăsta nu l-am văzut data trecută. Vreau cât îl vinzi? Îi face competiție lor altul. Da, cred că ăsta îl vinde la un preț ok, nu la 30.000. Adem, că-ți dau o tură cu el. Nu mi-arată prețul. Ăsta... Uite, ăsta vrea 38.000, 39.000, ce să mai... Are mă, tu fii om. Arată în preț. Mașini frumoase, țin minte că vreau să-mi iau și în realitate. Până când am aflat că strică ceva să-i groaznice. Dar ce să faci? Mergi mai departe în viață. Tocut Dacia! Ne vedem data viitoare, vă mulțumesc frumos pentru toată atenția acordată. Și să sperăm acum că o să-mi cumpere lumea mașina. Dacă nu, eu oricum o duc să muncesc. Vă pup, ne vedem data viitoare, pa, pa!